Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mobilizare impresionantă în Bacău. Fetiță de 12 ani găsită rapid după ce s-a rătăcit în pădure. Victor Laurențiu Neghină și Adrian Jilcu la sfințirea a 3 unități de învățământ modernizate în Onești. Cătălina Ciofu, deputată PNL, despre situația elevilor și bursele școlare din anul 2024-2025. Mobilizarea exemplară a echipelor de căutare a condus la găsirea rapidă a unei fetițe care s-a rătăcit prin pădure. La data de 7 septembrie anul curent, polițiștii secției 8 Poliției Rurală Buhoci au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a unei minore de 12 ani. Fetița ar fi plecat în pădurea din spatele casei pentru a face fotografii, s-a îndepărtat și nu a mai știut traseul către casă. Coordonarea Poliției Municipiului Bacău au fost mobilizate rapid echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, pădurari și voluntari. În urma activităților specifice efectuate și a traseelor minuțios stabilite în care au fost direcționate echipele de căutare, minora a fost găsită în timp util, astfel încât să nu-i fie pusă viața în pericol. Aceasta a fost încredințată familiei. Mulțumim tuturor forțelor participante care au dovedit încă o dată implicare și devotament. Se arată în comunicatul transmis de IPJ Bacău. Victor Laurențiu Neghină și Adrian Jilcu la sfințirea a 3 unități de învățământ modernizate în Onești. Fostul primar al Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a anunțat pe rețelele de socializare că a participat alături de actualul edil, Adrian Jilcu, la ceremonia de sfințire a 3 unități de învățământ recent modernizate în oraș. Evenimentul a avut loc înainte de începerea noului an școlar, iar unitățile care au beneficiat de lucrări ample de reabilitare sunt Școala Gimnazială numărul 1, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu și Grădinița Magnolia. În mesajul său public, Neghină a subliniat importanța investițiilor în educație și a evidențiat faptul că, începând de luni 9 septembrie, atât elevii cât și cadrele didactice din aceste instituții se vor bucura de condiții moderne care îmbunătățesc considerabil mediul de învățare. Ne ținem de treabă, ne respectăm promisiunile. Cu Dumnezeu înainte, a declarat Neghină, exprimându-și mulțumirea față de finalizarea lucrărilor și implicarea administrației locale în aceste proiecte esențiale pentru comunitatea oneșteană. Modernizarea celor 3 unități de învățământ face parte dintr-un program amplu de reabilitare a infrastructurii educaționale din Onești, un oraș care în ultimii ani a prioritizat investițiile în școli și grădinițe pentru a oferi elevilor condiții optime de studiu. Lucrările au vizat reparații capitale, modernizarea sălilor de clasă, îmbunătățirea sistemului de încălzire și dotarea spațiilor cu mobilier nou și echipamente didactice de ultimă generație. Cătălina Ciofu, deputată PNL, despre situația elevilor și bursele școlare din anul 2024-2025. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a făcut recent o scurtă informare cu privire la începutul anului școlar 2024-2025, menționând atât numărul elevilor înscriși, cât și al profesorilor care predau în instituțiile de învățământ din România. De asemenea, a subliniat importanța burselor școlare acordate pentru susținerea elevilor cu rezultate deosebite, dar și pentru cei care provin din medii defavorizate sau care urmează învățământul tehnologic. Ciofu a evidențiat că aproximativ 3 milioane de elevi au început cursurile pe 9 septembrie, fiind sprijiniți de un corp didactic format din 300.000 de profesori și personalul auxiliar. În contextul îmbunătățirii infrastructurii educaționale, peste 800 de școli sunt relocate temporar, aflându-se în proces de reabilitare sau modernizare, iar aproximativ 2200 de unități de învățământ sunt incluse în programul Masă Caldă, oferind mese zilnice pentru 650.000 de copii. Bursele școlare, un sprijin pentru excelență și reziliență. Un punct important al informării a fost cel legat de bursele școlare acordate în anul 2024-2025, care variază în funcție de performanțele academice, dar și de situația socioeconomică a elevilor. Bursă de excelență olimpică 1, între 750 și 3.000 de lei acordate elevilor care au obținut premii la olimpiadele internaționale. Bursă de excelență olimpică 2, 700 de lei, pentru cei care au câștigat premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației.
bursă de merit minim 450 de lei, acordată pentru cel puțin 30% dintre elevii fiecarei clase de gimnaziu și liceu, cu o medie generală de minim 9,50. Bursă de reziliență 300 de lei pentru elevii din primele 30% care au avut o medie anuală între 7 și 9,50 sau cei cu afecțiuni oncologice sau cronice. Bursă socială minim 300 de lei pentru elevii din medii defavorizate. Bursă tehnologică minim 300 de lei destinată elevilor din învățământul profesional și tehnic. Bursă pentru mame minore minim 700 de lei oferită elevilor care au sub 18 ani și au copii în întreținere pentru a susține educația și integrarea lor școlară. Investiții în educație și sprijin pentru elevi. Cătălina Ciofu a subliniat că bursele oferite reprezintă un sprijin esențial pentru elevi, încurajând performanța academică și susținându-i pe cei din categorii vulnerabile. De asemenea, a subliniat importanța măsurilor luate de Ministerul Educației pentru a îmbunătăți condițiile din școli și a oferi un mediu educațional adecvat pentru toți elevii. Această informare vine într-un context în care România continuă să investească în modernizarea infrastructurii educaționale și în susținerea tinerelor generații pentru a asigura un viitor mai bun și o educație de calitate. La Dărmănești se desfășoară prima ediție a taberei de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, organizată sub egida Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, AZIA, asociație înființată în 2004 la inițiativa Asociației Franceze a Orașelor Istorice și a Ministerului Dezvoltării și Transporturilor, precum și a municipiilor Alba Iulia și Târgoviște. Alul președinte al asociației este Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, și au fost prezenți artiști de talie națională și internațională. Asociația are doi vicepreședinți, primarul Dărmăneștiului Constantin Toma și Oana Blaghi, consilieră a primarului din Arad. Testarea s-a desfășurat în perioada 19-25 august 2024. 8 artiști plastici au pictat în ulei și acrilic. Vernisajul a avut loc duminică, ora 14, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din strada Dumbrava. Mă numesc Simona Pascale, sunt din Galați, membra Uniunii Artiștilor Plastici din România, și din dorința de a vedea artă peste tot, eu am venit aici cu o colecție de artă textilă, pentru că dorința mea de a vedea această artă m-a dus în atelier să demontez de pe șasiu pânza pregătită pentru a picta lucrări care urmau să fie puse pe anumiți pereți, și am pictat pe material in, cânepă, materiale de-astea naturale, și am făcut vestimentații. Vestimentații care o îmbracă doamnele și domnii, și mergând peste tot prin oraș, la vernisaje, vedem această artă, că e artă abstractă, că e floral, că este orice fac, dar este artă pură care s-a deschis după perete și a început să meargă pe stradă. Și criticii de specialitate au spus că Simona Pascale face artă la purtător. Deci am venit cu această colecție de artă la purtător în Dărmănești și cu ocazia acestui festival Blues in the Garden Festival, am să fac o expoziție pe stadion prezentată pe manechine care poartă semnatura Simona Pascale. Deci, în afară de pictura pe care o voi face cu obiectivele importante din Dărmănești, voi face și o expoziție de artă vestimentară. Mulțumesc foarte mult pentru tot! Și pentru primire, și Carmen pentru că m-a ales să fac parte din această echipă. Mulțumim! Nadia Negru. Da. Mă numesc Nadia Negru, am venit din București. Arhitectă de profesie. Da, și eu. Obișnuită cu desenul, da. Obișnuită cu desenul și am revenit la acorelă. O acorelă care la școală era desconsiderată ca o artă, era mai mult folosită drept studiu de schiță.
Doar că noi nu știam că acuarela poate fi studiată și evoluată în toată puterea ei. Cu această ocazie, venind la Dărmănești, am ocazia să văd această zonă, departe de București, departe de ce știm noi, orașul ăla încins. Este zonă cu dealuri, cu munți, cu pădure, cu aer curat, o zonă rustică, cu case autentice pe care prea puțin le vedem în alte zone. Și am ocazia să văd și să studiez arhitectura din această zonă. Și vreau să o imprimez pe pânze, pe hârtie, prin acuarelă, prin schiță, ca să vadă și alții această arhitectură frumoasă de aici, din zonă. Mulțumesc mult, doamna Carmen, pentru această ocazie și chiar mă bucur că am avut șansa să ne întâlnim. Da, cu drag. Aș vrea să fac precizarea că dacă domnul primar îmi dă voie și va fi mândru de munca noastră, eu pot să o itinerez această expoziție în cadrul al ziar. Avem adunarea generală pe anul 2024, un moment de bilanț, deci 20 de ani de activitate și primire de noi membri la Târgu Obiște, pentru că anul trecut a fost în cealaltă capitală, la Alba Iulia, anul acesta la Târgu Obiște vom observa cei 20 de ani de activitate și în afara expoziției personale a maestrului Mihai Șerbănescu, care va fi la adunarea generală de la Târgu Obiște, aș vrea să vă prezint și expoziția de la Dărmănești, dacă ne dați voie, cu tot dragul. Dărmănești, premiile, oamenii de valoare onorează excelența locală. Dărmănești, un oraș-stațiune cu o istorie bogată și peisaje pitorești, a devenit un reper al excelenței datorită tradiției anuale de a recunoaște și celebra contribuțiile celor care fac ca numele localității să răsune dincolo de granițele sale. În fiecare an, în cadrul festivităților dedicate zilelor orașului, primarul Toma Constantin premiază personalitățile locale sub titulatura Oamenii de Valoare. Această ceremonie specială, devenită o parte integrantă a culturii și identității orașului, este un prilej de recunoaștere publică a celor care, prin eforturile lor, aduc prestigiul comunității. Premiile nu se limitează la un domeniu specific, ele se adresează tuturor celor care, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea, promovarea și recunoașterea orașului Dărmănești. La eveniment a fost prezent și ministrul mediului Mircea Fechet. În cadrul evenimentului, atmosfera este mereu una încărcată de emoție și mândrie locală. Premiile oferite sunt simbolice, însă recunoașterea și aprecierea comunității au un impact profund asupra celor premiați. De-a lungul anilor, această inițiativă a contribuit nu doar la consolidarea unei identități locale puternice, dar și la încurajarea generațiilor tinere de a aspira la excelență în tot ceea ce fac. A fost o distincție care m-a luat pe nepregătite și ca, și ca vârstă, și ca activitate, și ca înțelepciune. Oricum, activitatea dumneavoastră pentru telespectatorii noștri, o să vă rog să o sintetizați. CV-ul este foarte generos, foarte amplu și foarte complex. Pentru telespectatori, o să vă rog să-l sintetizați dumneavoastră un pic și ca să spuneți corect, pentru că sunt atât de multe încât nu o să pot să cuprind. Da, eu m-am format în Dărmănești până la sfârșitul liceului, după care am urmat studiile de licență la Alba Iulia și de masterat. M-am format ca filolog în românistică, apoi ca doctor am devenit doctor în filologie la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași și de la sfârșitul doctoratului lucrez ca cercetător. Mă ocup de texte vechi românești la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Am privilegiul în momentul de față să lucrez cu cele mai vechi texte românești. Da. În mare noroc de altfel, pentru că vă trec prin mână și prin fața ochilor texte extrem de valoroase la care publicul larg și nici măcar de cei din domeniu nu au acces. Ne cuminecăm cu ele, ca să spun așa. Chiar am avut cinstea în ultimii ani să lucrez cu cel mai vechi text românesc, care este o psaltire, o psaltire de pe vremea lui Ștefan cel Mare, psaltirea Hurmuzache. Am înțeles că la mănăstirile sau la una din mănăstirile de pe Sfântul Munte Athos ați reușit să digitalizați o parte din lucrări. Da, a fost o experiență chiar în timpul studenției, cu adevărat determinantă în viața mea, să mă aflu o lună în mănăstirea Vatopede în Muntele Athos,
la invitația părintelui stareț Efrem Vatopedinul pentru digitalizarea fondului de manuscrise. Vorbim de manuscrise bizantine de 1000 de ani, cu cerneală de aur, cu miniaturi. Cum v-ați simțit? A fost ceva, mai ales ceva care nu poate fi cuprins în cuvinte. Noi, având totuși o cultură mai nouă, noi, manuscrisele românești sunt mai recente, de la Ștefan cel Mare încoace, acolo totuși vorbeam de... Că vă tremură degetele, nu? Exact, așa e. Da, o muncă rară, o muncă de Sisif, aș putea spune, dar o muncă plină de satisfacții. Așa e. E, de fapt, pasiunea m-a condus aici și mă ține aici. Cum am spus, ne cuminecăm cu aceste lucruri. Dacă nu ar fi satisfacție, dacă nu ar da bucurie sufletească, nu cred că ne-am ocupat de asemenea lucruri, dar ne îmbogățim sufletește din ele. Sunt, de fapt, rădăcinile noastre. În anul acesta, premiile Oamenii de Valoare au fost acordate unei diversități de personalități. Fiecare dintre aceștia a adus un plus de valoare orașului, contribuind la renumele său. Am întrebat cu 10 minute înainte să înceapă evenimentul ce anume exact trebuie să fac. Și atunci mi s-a spus că, de fapt, voi primi și eu o distincție. Eu venisem cu ideea că trebuie să mânez niște diplome și să felicit niște tineri și nu că voi fi eu cea distinsă. Și nu m-am pregătit foarte mult la asta, dar am improvizat și am avut emoțiile necesare care au construit improvizația, discursul exact. Îi mulțumesc domnului Toma, primarul acestui oraș, care, după câte se vede și în momentul ăsta și pe parcursul anilor, se vede că au dat foarte multe talente, nu numai în domeniul artistic, muzical, ci și în foarte alte multe domenii. Sunt impresionată, suntem norocoși, nu știu dacă așa e în toată țara, dar eu când am văzut acum la acest eveniment câți tineri au fost premiați și câte rezultate extraordinare au, mă surprinde că într-un oraș așa de mic avem atâta talent și atâta muncă, nu e suficient să avem talent. Sunteți exemplu viu. Da, sunt exemplu viu. Mi-am ascultat vocea interioară, pentru că de mică eu cântam în apartament la părinții mei acasă, aici cu câteva străduțe mai departe de aici. Și vecina mea își aduce foarte bine aminte că striga de jos din fața blocului, nu mai cânta că o să te fure București, îmi spunea ea atunci pe vremea. Ai întâi cu Și aproape, pentru că i-am spus după aia mai târziu, ne-am întâlnit și am zis, vezi, nu m-a furat București, am furat Parisul, nu-i rău nici asta. Și când au fost momente dificile și când au fost momente de alegere, nu mi-a fost ușor să aleg, pentru că era alegerea mea a fost puțin opusă cu voința părinților. Și am făcut multe sacrificii să pot să mă duc pe calea asta, pentru că părinții mei nu aveau resurse financiare la momentul respectiv suficiente să mă întrețină să fac școlile care le-am făcut și așa, dar m-am dus cu multă muncă și voință și am sacrificat multe chestii și am lucrat foarte mult pe cont propriu ca să pot să mă întrețin și să fac lucrurile singură, că nu depindeam de părinți, deja foarte tânără. Eu am plecat din Dărmănești de la 13 ani jumate. Am plecat la Cluj-Napoca, după care am plecat la Timișoara și din Timișoara am plecat în Franța. Parcursul de la Cluj a fost foarte dificil, foarte dificil. Activitățile dedicate zilelor orașului continuă, iar momentul premierii Oamenilor de Valoare rămâne un punct culminant al evenimentului, subliniind încă o dată devotamentul administrației locale pentru recunoașterea și sprijinirea celor care fac cinste orașului Dărmănești. Prin această inițiativă, primarul Toma Constantin și întreaga comunitate transmit un mesaj puternic. Munca și excelența sunt întotdeauna apreciate, iar cei care se dedică cu adevărat vor fi întotdeauna recunoscuți și onorați. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, întâmpinată cu onoruri la revenirea în țară. Mihaela Cambei, sportiva care a adus o medalie de argint României la Jocurile Olimpice de la Paris, a revenit la CSM Onești și a fost întâmpinată de către familie, oficiali și susținători. Emoția și mândria au fost palpabile în momentul sosirii halterofilei, care a fost primită cu căldură și respect. Mulți au venit să o felicite personal pentru reușita remarcabilă și să-i arate recunoștința lor pentru efortul și dedicarea de care a dat dovadă. O mare bucurie! O mare bucurie pentru toți! O mare bucurie și o mare onoare atât pentru noi, cât și pentru Onești și pentru România!
le povesteam mai devreme că tu ne-ai făcut o bucurie anul acesta, la aceste jocuri olimpice, atunci când ai urcat pe podium olimpic și ai obținut medalia de vicecampioană olimpică, accidentată fiind înainte de ultima încercare, dovadă a dăruinței, a perseverenței, a îndârjirii de a concura până la capăt. Și a doua oară, și cred că la fel de onorant, a fost momentul când ai fost port-draperul României la încheierea Jocurilor Olimpice. Cred că merită la aplauze! Un copil care a plecat la 9 ani de acasă. Părinții au avut curajul să ne dea în grijă, mulțumim părinților. El a crezut că vine la gimnastică și că probabil va fi urmașa Nadiei Domăneci, doar că selecția făcută la momentul acela printr-un program al Ministerului Sportului și aplicat de către Federația Română de Altere, cu tot ceea ce a însemnat programa de selecție, a făcut ca Mihaela să vină la haltere. Am jucat strimit lângă mine pe președintele Federației de Haltere, care ne-a făcut bucuria și onoarea să o aducă personal pe Mihaela acasă, domnul Alexandru Pădure. Un om cu suflet extrem de mare și dăruit total halterilor române. Un copil care a muncit zi de zi, ani, 10 ani de zile, cu momente în care a simțit că nu mai poate, cu momente în care a simțit că nu are puterea de a continua și unul dintre aceste momente nu vă ascund că au fost în perioada COVID-ului, când sălile de sport și antrenamentele s-au închis, fiindcă așa era legislația, iar Mihaela, împreună cu antrenorii ei, și acum voi reveni la antrenorii Mihaelei, cei care au descoperit-o, au stat în baza acestei meonei și s-au pregătit zi de zi. A avut momente când nu știa încotro să o apuce, fiindcă nu mai avea răbdarea necesară de a sta doar într-o sală de haltere, fără a ieși să concureze. Gheorghe Maftei! Bravo! Noi și moșu, am să-i spun și eu în continuare, și-a dedicat întreaga viață și întreaga carieră halterelor oneștene și românești. Fost participant la două ediții de Jocuri Olimpice ca sportiv, ca după aceea să intre în sala de haltere și să dea an la rândul campion național, european și chiar mondial. Iar Mihaela este, și zic bine, nu? Una dintre generațiile moșului, împreună cu Cristina. Bravo, Cristina! Da, Cristina a fost prima generație, prima ei selecție și împreună au reușit să facă un copil minune. Un copil minune, dar nu doar Mihaela este acum copilul minune, vreau să vă spun că Cristina a fost arbitră pentru prima oară, cred că în istoria județului și nu numai, arbitră la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri 11 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori, izolat pot să apară adverse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Joi 12 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Pe alocuri apar adverse de ploaie. Maxima zilei va ajunge până la 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!